am avut discuții prin colega noastră de la Brașov, Roxana Mizatu, despre accesarea fondurilor europene prin granturi europene, deci direct de la Bruxelles, pentru că suntem conștiente, ca toți românii de altfel, că pentru noi este o problemă, pentru noi ca și țară, este o problemă accesarea fondurilor europene. Avem un guvern care ne-a adus zero absorpție fonduri europene și credem că acest lucru este foarte important pentru noi și este foarte important pentru comunitățile locale care și-au propus prin programul de candidatură anumite proiecte și pe care până acum nu le pot îndeplini, având în vedere lipsa de interes a guvernului tehnocrat pentru accesarea de fonduri europene. Considerăm că singura oportunitate de dezvoltare pentru multe din localitățile din România o constituie fondurile europene și de aceea granturile europene, accesarea fondurilor prin proiecte direct de la Bruxelles, poate fi o soluție în aceste condiții. Și pentru că tot am vorbit de fonduri europene, îngrijorarea noastră este cu atât mai mare, pentru că se apropie jumătatea mandatului la Bruxelles, iar eu, ca europarlamentar și ca lider al delegațiilor socialiștilor și democraților europeni români în Parlamentul European, nu știu ce voi spune pentru următoarea programare financiară, cum voi putea solicita fonduri suplimentare pentru România în condițiile în care noi avem 0% absorpție de fonduri europene.